Ziua bună! Bine ați venit la Poveștile Fototur! Dacă ar fi să eliminăm țările scandinave și Rusia din Europa, ați fi surprinși să aflați că polul frigului este în Italia. Și dacă am vorbit de Italia, bineînțeles că urmează un nou episod pe crestele Dolomiților. Pale di San Martino, cu al său Altipiano di San Martino, constituie polul frigului din Europa. Dar mai bine, hai să vezi episodul. Bună dimineața, ca de obicei. Atunci când e dimineața bună, nu pot să spun decât bună dimineața și nu o spun doar așa din politețe, ci pentru că chiar este o dimineață foarte bună. Suntem la Refugiu Rosetta. Uitați-l aici în spatele meu. Am început a doua etapă a circuitului nostru pe crestele Dolomiților. De data aceasta suntem în Pale di San Martino, un masiv extraordinar de frumos, cu totul și cu totul diferit de Civeta. Dacă Civeta este un munte cu niște versanți extraordinar de abrupti, în care urci și cobori, ca să nu zic de ți se face rău, aici avem o cu totul altfel de conformație a muntului, și anume, pe lângă abrupturile care sunt absolut evidente pentru Dolomiți, avem o suprafață quasi-orizontală extraordinară. Ai senzația că ești pe un platou lunar, pentru că nu există aproape deloc vegetație, totul este doar lapiez, dolomită, crovuri, doline și așa mai departe. Și astăzi vom face un circuit să vedem niște lacuri glaciare, niște zone de presionare, unde pe timpul iernii au loc niște fenomene extraordinare. O să vă povestesc despre ele atunci când vom ajunge acolo, dar ceea ce este mai important, vreau să vă spun că astăzi facem o tură oarecum relaxată. Vom explora acest platou karstic senzațional, undeva la 2500 de metri altitudine, și vom fotografia aceste minunate forme de eroziune de suprafață a karstului. Așa că, fără multe povești, plecăm la drum. Înainte de a pleca și profitând de lumina de dimineață, fac câteva imagini din dronă, cu crestele din nordul masivului care închid platoul karstic. Pe timp de zi, atașat la obiectivul dronei, am un filtru neutru, care diminuează lumina cu 8 trepte de expunere, absolut necesare având în vedere diafragma de 1,7 a obiectivului de pe dronă. Datorită eroziunii, tot platoul are un aspect ruiniform, iar straturile de dolomită trădează geneza lor de rocă sedimentară. Poteca se strecoară prin acest peisaj arid, urmărind formele majore de relief. Vegetația lipsește aproape complet, atât din cauza altitudinii, care generează un climat auster, dar și a lipsei apei de suprafață.
Văzute de la oarecare depărtare, crestele Dolomiților par ninse tot timpul anului, aceasta datorându-se dolomite alterate de vreme, care are o culoare albicioasă, dar și fragmentării acesteia la suprafață, care generează un tip specific de grohotiș. Trecem pe lângă o adâncitură de tip dolină, unde are loc fenomenul de care aminteam mai înainte. Sunt pe fundul unei astfel de depresiuni, nu știu cum să-i spun, probabil dolină, dar nu sunt sigur că este dolină. În tot cazul este vorba de o formațiune care a rezultat prin dizolvarea Dolomitei. Hey, suntem pe fundul unei astfel de formațiuni. În spatele meu se vede un termometru, iar aici s-a înregistrat una dintre cele mai scăzute temperaturi de pe acest platou, un incredibil minus 49,5 grade într-o lună de iarnă, în 2013, cred. Ce se întâmplă? Iarna, aerul rece se cantonează în astfel de depresiuni și scade foarte mult. El nu mai iese de aici datorită faptului că aerul rece este mult mai greu decât aerul cald, evident, iar el e prins aici ca într-o capcană și se răcește permanent. Astfel că în lunile de iarnă aici se înregistrează frecvent temperaturi de minus 30 de grade, minus 35. Dar cum vă spuneam, recordul a fost de minus 49,5 grade. Nu știu dacă sunt chiar în același, în locul respectiv unde a fost făcută această măsurătoare. Dar morfologia locului cam aceasta este, vedeți? Sunt înconjurat complet de pereți de dolomită. Suntem ca într-o oală, o depresiune karstică. De altfel, tot acest platou este presărat cu astfel de forme de relief, iar măsurătorile temperaturii au fost făcute în mai multe puncte de pe fundul acestor depresiuni. Ceea ce este surprinzător este existența unor lacuri, destul de mari în acest karst dolomitic. Probabil, câteva pânze de argilă sau alte straturi impermeabile rețin apa în câteva depresiuni. Vegetația este săracă chiar și în prezența apei. Când și când mai trage și câte o ploicică, de data asta cu un pic de gheață. Că așa e vara pe munte, dar nu ne pare. Nu ne pare rău, pentru că toate lucrurile au un preț de plătit. Probabil asta este unul dintre ele. Dar ne continuăm tura să vedem ce surpriză mai găsim.
peste noaptea a plouat zdravân, iar în dimineața următoare, deși nu sunt nori pe cer, datorită atmosferei curate, culorile sunt mai saturate. Evident, este timpul pentru câteva fotografii. Am avut parte de un răsărit cu cerul complet senin, ceea ce nu e chiar o fericire pentru fotograf, pentru că, din păcate, spectacolul vine de la nori de cele mai multe ori. Sigur, și muntele este foarte important, dar spectacolul este întotdeauna garantat când munte plus nori se adună de la oaltă pentru răsăriturile spectaculoase. Nu ne pare rău, pentru că până la urmă vremea bună înseamnă că putem să și mergem liniștiți, fără teamă de ploaie sau de, eu știu, chiar ninsoare. Asta noapte a plouat foarte puternic aici, cerul s-a limpezit pe chestia asta, dar în depărtare am văzut tofanele și antelau acoperite de căciuli de zăpadă. Deci, iată prima zăpadă anului ăsta a venit. Suntem în data de 4 septembrie. După o zi pe care am petrecut-o pe acest platou extraordinar, care se mai numește și Altiplano di Valle di San Martino, acum ne montăm tabăra de bază, ca să zic așa, de la Refugiu Rosetta, unde am stat două nopți, la Refugiu Pradidali. Pentru ca mâine să parcurgem un traseu un pic mai complicat cu Via Ferrata, de la Refugiu Pradidali la Refugiu Velo de la Madonna. Sunt două ferate, una în urcare de dificultate medie și una în coborare de dificultate mică. Astăzi, deci, un traseu plăcut în care străbatem parțial din nou această regiune selenară din apropierea Rosettei, iar apoi mergem către Refugiu Pradidali. Așa că la drum. Refugiu Pradidali, acolo mergem. Zice o oră și 30.
Ajungi la marginea platoului Selenar, drona îmi permite o ultimă privire către acest peisaj cu totul remarcabil. Un mic ghețar stă ascuns pe versantul nordic al vârfului Cima de la Fradusta. Este imposibil să mergem mai departe datorită spectacolului pe care ni-l oferă norii. Cum scopul nostru este fotografia, camerele și drona intră în acțiune. Am făcut un popas pe platoul acesta suspendat. În spatele meu se văd crestele Palais de San Martino, iar chiar în spatele meu, uitați, acum mă întorc, se văd niște creste teribil, teribil de frumoase. Aceste turnuri din spate se numesc, de fapt, Palais de San Martino, iar ceea ce vedem în partea cealaltă este zona nordică a masivului, cu vârful cel mai înalt din Palais de San Martino, vârful Vernazza, care are peste 3100 de metri altitudine. Nu l-am urcat, nu era ținta noastră să urcăm vârful acela, dar doar ca o informare. Iar acum, încet, încet, ne continuăm drumul către cabana Praditali. Suntem în mijlocul unui circ de piatră. Spectaculos, foarte spectaculos, foarte spectaculos. Practic, suntem înconjurat pe peste tot de pereți de stâncă, iar fundul este plat, complet plat. Puține plante își găsesc locul în acest climat aspru. Macul galben este una din puținele flori alpine bine adaptate condițiilor de aici.
Am plecat în dimineața asta de la refugiu Pradidali. Vom merge la refugiu Velo de la Madonna, care este practic dincolo de o creastă. Traseul de astăzi este o via ferată. O via ferată destul de simplă, să zicem. Partea de urcare grad mediu, iar partea de coborâre o via ferată ușoară. Acesta este peretele din spatele meu, unde pe care îl parcurge via ferată. Din când în când o să filmez și de pe cască, să vedeți cum arată traseul. Timpul de parcurs 3 ore, dar noi ca fotografi, ca întotdeauna, o să facem probabil 6. Ne oprim, facem fotografii, ne mai uităm, admirăm, căci noi așa vrem să ne bucurăm de munte ziua întreagă, nu să ajungem repede la cabană. E adevărat că la cabană e bere, asta trebuie să recunosc că este un punct foarte al cabanelor. Dar e timp și pentru bere seara, așa că la drum! Ferata Porton se termină într-un vâlcel bolovănos, dar foarte spectaculos. Te simți prins între pereții de dolomită și doar o mică deschidere te lasă să vezi cerul. Suntem în Forcella Porton. Am terminat o ferată de 3,5 din 5 ca greutate. Ați văzut și voi că au fost porțiuni foarte aeriene,
dar plăcute. Trebuie să spun că atunci când ești legat în ham și când ai zelburile puse pe cablu, nu ai niciun moment teamă și așa. Mă rog, dacă n-ai teamă de înălțime, că înălțimea există. Dar, în general, a fost o ferată lungă, aș zice, dar nu extrem de dificilă. Deci a fost o dificultate medie. De aici, din Forcella Portona, adică o șa în formă de furculiță, adică este extrem de îngustă, coborăm ușor și ne îndreptăm către cabana, către Rifugiu Velo de la Madonna. Poteca se înscrie într-un traverseu pe sub vârful Cima de la Madonna, ca apoi să continue cu o via ferata relativ ușoară, Ferata del Velo. Apusul pe versantul vestic, norii ce se formează în văi după ploaie, sunt ingredientele care formează spectacolul naturii. Totul e să fii prezent și să nu te pierzi cu firea, să cauți cadratura cea mai inspirată și să declanșezi la momentul potrivit. Sună simplu, nu? În 1950, celebrul Hermann Bull și coechipierul lui fac o premieră în pilierul central al cimei Canali, un vârf cu numeroase trasee de alpinism, aceasta fiind una dintre cele mai căutate zone de alpinism din Dolomiți. De departe, cel mai fotogenic grup de stânci este cel format din Sas Maor, în stânga, și Cima de la Madonna, în dreapta. În partea dreaptă, la baza peretelui ce cade vertical din Cima de la Madonna, este micul refugiu Velo de la Madonna, probabil cel mai frumos amplasat rifugio din Dolomiți. Cel puțin mie, mi s-a lipit de inimă. O ultimă rază de lumină, înainte de a se închide complet fereastra din nori. Atât lumina directă, cât și cea reflectată de nori, dau stâncilor o aură spectaculoasă. Cred că, de data asta, am prins loc în loja regală la spectacolul naturii. Mulțumesc! Bună dimineața! Iarăși o bună dimineață, pentru că așa e să avem noi norocul. Să avem dimineți foarte bune, dar și apusuri foarte frumoase. Suntem la Velo de la Madonna. Am ajuns aseară și vă spuneam pe Via Ferata că o să vă țin la curent cu ce se întâmplă. N-a mai fost cazul, pentru că ne-am prins o ploaie pe Via Ferata și numai de filmări nu mai aveam chef, pentru că stânga avea o foarte bună aderență. Pe umezeală am observat că Dolomita este foarte, foarte aderentă. Sigur, și papucii contează, dar în principiu roca contează foarte mult. Dar, în schimb, cablul și treptele din metal erau destul de alunecoase și trebuia să fim foarte, foarte atenți. Norocul a fost că toată această coborâre pe care am făcut-o pe Ferata del Velo a fost o coborâre mai curând pe stâncă și mai puțin pe trepte din metal. Deci de-aia nu v-am putut ține la curent absolut deloc cu ce s-a întâmplat pe după amiază până am ajuns la Rifugiu Velo de la Madonna. Însă am avut un apus extraordinar pe care l-am filmat, l-am fotografiat și a arătat nemaipomenit. De fapt l-a și văzut. Și astăzi din nou am zburat, pentru că trebuie să vă spun că aici la Velo de la Madonna
este un punct de stație foarte fain, foarte, foarte fain. Este un versant cu orientare vestică, în așa fel încât apusurile aici sunt grozave, dar am constatat că fără ca să fotografiem sau să filmăm cabana, am avut ce fotografia dis de dimineață cu drona, pentru că am ridicat drona foarte sus și am prins niște creste așa, într-o grafie foarte frumoasă. Am făcut niște imagini chiar foarte frumoase. De aici coborâm în Palea di San Martino, luăm microbuzul și ne mutăm în Catinaccio. În lumina de contrajura dimineții, Sas Maor și cima de la Madonna formează o siluetă puternică ce se suprapune peste straturile succesive de creste ale Dolomiților Belunezi. După ce am meditat varianta color, am încercat și varianta alb-negru. Mie mi se pare mai spectaculoasă, mai dramatică. Cum nu era cazul să ratez micul buchet de flori de colț din fața cabanei, chiar înainte de plecare am făcut o fotografie cu o tehnică care se numește photostacking, adică două imagini din același punct de stație, una cu focusul pe fundal și alta cu focusul pe flori. Curgem o brână foarte frumoasă de sub pereții Palea di San Martino. Mi-aduce aminte de brânele din Piatra Craiului. Foarte fain. Așa, la limita superioară a vegetației, printre jnepeni și pini și brazi. Foarte frumoasă. Foarte, foarte frumoasă, poate. Parcursul acestei brâne intersectează un vâlcel care scoate la iveală roca așezată în straturi orizontale. Nu este dolomită, pare mai curând o rocă metamorfică, dar cum nu sunt sigur, poate mă ajută cineva cu identificarea lor. Poteca ne conduce inexorabil către San Martino di Castrozza. Nu spun la revedere Palea di San Martino până nu trec în revistă momentele de excepție ale acestei ture. Interesantă povestea de pe Altipiano di San Martino, unde este polul frigului. Dar, de fapt, toate masivele din Dolomiți sunt foarte frumoase. Totul este să le parcurgi. Dacă te tentează, în toamnă, mergem din nou în Dolomiți.
De data asta facem alte două masive, Sasso Lungo și Dolomiții di Sesto, unde se află celebrele trei cime de la Varedo, sau, cum îi spun austriecii, Drei Zinnen. Dacă vrei să afli mai multe, intră pe site-ul www.fototur.ro, link-ul este jos în descriere, și afli toate informațiile despre tura asta. Dacă ți-a plăcut, dă-mi un like, înscrie-te pe canal și distribuie. Lasă un comentariu, să știi că mă ajută, și îți răspund cu plăcere. Dacă vrei să vezi și alte episoade, intră pe canal, ai de unde alege. Și nu uita, călătorește ca un fotograf.